Protopopiatul Roman a organizat marți 27 septembrie o conferință teologică pe tema anului comemorativ al Sfântului Ierarh Antimivireanul și al tipografilor bisericești. Decanul Facultății de Teologie din Iași, profesor dr. Ion Vicovan, a conferențiat la Roman, sala Seminarului Teologic Ortodox fiind plină. Da, am dat curs unei invitații adresate de protoieria din Roman, cu binecuvântarea părintelui arhiepiscop Ioachim al Romanului și Bacăului, pentru a marca în chip deosebit împlinirea a 300 de ani de la Moartea Martirică a Sfântului Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești. Ziua de astăzi a început prin oficierea sfinte și dumnezeiește liturghii, la care au participat toți părinții din cuprinsul protoieriei, iar în partea a doua a zilei am evocat viața și lucrarea Sfântului Antim Ivireanul, ca cel care a avut un rol esențial în introducerea limbii române în biserică, a definitivat acest proces început la începutul veacului al XVII-lea și că cel care a ajutat foarte mult patriarhiile apostolice, în chip deosebit Biserica Antiohiei, Patriarhia Antiohiei, pentru care a tipărit mai multe lucrări greco-arabe și căreia i-a oferit și o tiparniță complet utilată, după cum a apărat și pe credincioșii ortodoxi români din Transilvania, aflați în acea perioadă în Imperiul Habsburgic, în cadrul căruia propaganda romano-catolică era foarte puternică, acolo tipărind mai multe lucrări la anul 1699, respectiv un abecedar și un chiriacodrobion. De asemenea, Antim Ivireanul a trimis și în patria natală, în Georgia de astăzi, o tiparniță cu meșteri tipografi. La sfârșitul Sfintei Liturghii am intrat și ne-am reamintit lucrarea cărturarilor bisericești, lucrări de cu greutate și cu valoare inestimabilă care se află aici în muzeele din cele două muzee ale centrului eparhial. Ca și în coronarea acestei zile, părintele profesor Ioan Vicovan, decanul Facultății de Teologie din Iași, a ținut o conferință pe tema anului comemorativ. Iată, cei prezenți la această conferință, seminariștii au pregustat și preoții și-au readus aminte de binecuvântarea cu care se hrăneau și cuvintele și cu istoria povestită în așa fel încât să-ți intre la suflet și să-ți rămână întipărită de către părintele Vicovan. Mulțumim tuturor celor care au participat la acest eveniment deosebit. Anul 2016 este declarat an omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, dar și an comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești.